Ei bine, salutare și bine v-am găsit la primul episod din The Sims Mobile, tocmai ce s-a lansat și la noi în țară oficial, pentru că el apăruse de ceva timp, însă nu era oficial și pentru România. Iar în următoarele minute o să fac o mică prezentare pentru acest nou joculeț pentru telefon și, bineînțeles, primul de pe canalul meu, pentru că n-am mai înregistrat până acum jocuri pe telefon, dar eu sper să apreciați acest joc. Mie îmi place foarte mult, m-am jucat puțin și chiar am rămas impresionat. Ideea acestui joc este aproximativ la fel ca cea din Sims 4, se aseamănă în anumite locuri, însă sunt anumite quest-uri pe care trebuie să le faci. În Sims 4 nu ai acele quest-uri, însă aici le ai și sunt destul de interesante și interactive. Vedem deja pe aici că lumea trece, se plimbă pe aici și avem în partea de sus marketplace-ul, de unde putem cumpăra lucruri cu bani adevărați. Deci mare atenție sau băgați și chestiile astea în cazul în care vreți să aveți lucruri ceva mai interesante. După care avem bănuții noștri pe care putem să-i folosim pentru achiziții de orice lucru prin casă și sim cash-ul, așa se numesc banii aceștia cu care puteți cumpăra lucruri cele care nu le întâlniți în gen în joc, așa, adică vi le luați voi separat cele premium, ca să zic așa. Asta este camera lui, îl cheamă Oliver și nu mai știu cum, chiar nu mai știu cum îl cheamă pe ăsta. În fine, așa, și uitați cât de bine se vede personajul, se mișcă foarte bine jocul. Deci foarte bine, însă mare atenție, jocul nu este pentru toate telefoanele, adică nu e compatibil cu orice telefon mobil, așa că mare atenție, eu joc de pe un iPhone 6S acum, însă ideal să jucați de pe o tabletă sau ceva mai mare pentru că e mult mai interesant. Și hai să ne băgăm aici în seamă cu cineva, make friendly, și asta cred că este un alt player aici. Cred că e un alt player. Aici câștigăm niște punctulețe de astea. Ok, uite încă unul, make friendly. Trebuie să ne împrietenim cu ei. Și în partea asta aici avem, asta se termină cu asta. Level 4 a făcut deja. Și avem going place, party și toate nebuniile astea. Ok, level 1, playable sim. Go it. Restaurant. Avem restaurant și am mai primit aici niște chestii, ia uite. Ia uite ce de chestii am primit aici. Bine, asta de femei, na. Nu prea interesant, dar totuși. Aici putem să adăugăm încă un membru, să creăm încă un sim. Oh, super, deci nu ți le dă din prima și avem 3 quest-uri. Hai să mergem la, să luăm pe asta cu jobul și o să mergem și la lucruri să vedeți și voi despre ce e vorba. Aici avem lucrurile care ne le putem cumpăra pentru casă, vedeți, da, și astea costă, aolo, doamne. Nu, 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 ia puși de aici că nu dau acum bani pe astea. Să mai strângem întâi. Și aici avem mașina care ne duce la work. Și ăsta este locul nostru de muncă. Într-o braserie ceva. Așa, și dăm start event și vedeți ce putem posibile rewards-uri dacă ne facem task-urile. Ok. Hai să vedem. Dăm pe asta aici. Clean. Deci vedeți, task-urile astea trebuie să le faci și vă dă puncte aici jos. Va apare câte o chestie. Dăm pe asta. Și ia să vedeți cum se duc astea aici. Hai băi, hai să-i dăm să și facă o cafea. Aici sunt task-urile care le cer ăștia, uite, sunt mai multe. Ok. Nu m-aș băga momentan la asta, că s-ar putea să greșesc și aia sunt chestii care gen poți să termini mai repede, dar nu prea se merită să, adică nu prea că nu se merită, că nici nu e corect spus. Nu prea e ok să faceți chestia asta de la început. Așa. Și hai să mai dăm acum, uite aici la masa asta. Ce mă? Face glume cu ăștia pe aici. Hai să luăm încă una. Give a coffee for customer. Ei dăm o, ia uite că a început câinele să latre. Firei tu să fii de cățel. Așa, luarăm și de la asta. Risc, aici ne arată riscul. Hai să-i dăm o totuși. Ia să vedem. Hai, hai, este, mă. Perfect, acum luăm mai multe de asta și terminăm mai rapid, ca să zic. Ia să vedem aici, în partea de jos. Când se duc, hai, 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 hai. Oh, perfect, aproape am terminat.
Hai să mai dăm aici, să facem un prank, să l-avem făcut aici. Cred că a ajuns și Mirela acasă, a fost pe la cumpărături. Așa, ok. Și aici ceva, așa. Ok. Și gata, am făcut jobul pe ziua de azi și am primit chestiile astea. 10 XP-uri, 45 Silemon, 30 de puncte pentru carieră și un home ticket, care vom vedea pe parcurs ce înseamnă toate lucrurile astea, că nu prea știu nici eu. Așa. Iar acum mergem home. Ne întoarcem, vedeți aici, asta e toate chestiile care le avem deschise pe aici. Uite și cartierul nostru. Deci se mișcă foarte bine jocul, ireproșabil de bine. Eu chiar sunt mulțumit. Și cred că asta am făcut-o, de ce nu mi-apare aici că am făcut chestia asta, a? A? Și aici avem task-urile zilnice pe care trebuie să le facem. O să zic că dacă lăsați o să vă nebunească cu notificări. Dar na, asta e. Aici este, eu nu mai știu ce. A, aici e meniu, cred, în partea aia, da. Ceva de genul. Ok. Aici go to work. Socializare. E. Yeah. Cred că asta a venit să socializeze. Yeah. Au venit mai mult. Make friendly. Hai să ne împrietenim cu ei. Și uite și încă una. A, deja vorbește. Deci nu-ți dă voie să te duci la un altul. Hai să băgăm și pe asta. Add sim to contact now. Nu o să dăm. Aia sunt sim alți playeri ăștia. Asta e chestia, că te poți întâlni cu foarte multă lume pe aici. Setting in, net. Ok. Așa. You. Start event. Begin a friendship. Hai să vedem. 59. Trebuie să ne împrietenim. O să mergem aici și să facem și task-urile astea. Ok. Hai să mai dăm încă unul. Ask about favorites. Aici ne apare în partea de jos, vedeți? Yeah. Am dat-o pe aia la o parte de pe scaun. Să se pune aici. Super. Ia să-și arate calitățile în bucătărie. Oh, nu prea e strălucit. Și hai să-i dăm și asta. Sper să reușim ea. N-a reușit, nu? Dacă nu reușești, îți dă mai puține steluțe de astea, dar nu se întâmplă nimic rău. Adică poți să-ți continui task-ul. Așa. Dă și noi aici rapid să vedem care din ele ce fac. Și cred că am făcut. Nice job. Ok. Și aici primim iară niște sim ticket și toate nebuniile astea. Colectăm rewards-urile. Oh, ok. Și gata, s-a împrietenit și cu asta. XP. Ok. Așa. Și cred că ne-a dat aici că am făcut asta, uite, rewards-ul ăsta. A, dar stai că la restaurant ăsta, help wanted skin, explore exact culinary career. A, start a new career. Să încep gen un loc nou, acolo nu era. În fine. Păi da, cam asta am vrut să vă arăt. Este un episod micus ca să vă dați și voi seama dacă mai vreți în continuare episoade. Aștept să-mi lăsați acolo în comentarii, să-mi dați și un like, bineînțeles, dacă vă place. Și neapărat să-mi spuneți dacă vreți să continuăm această miniserie, ca să-i zic așa. Însă până la un nou episod, eu am fost Alex, toate cele bune, ciao!